295.800 de teste de salivă destinate testării elevilor și personalului din unitățile școlare primite de Inspectoratul Școlar Județean Brașov au ajuns ieri în școlile din județ. Prima testare va avea loc joi, 27 ianuarie, au anunțat reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean, la fel ca până acum la domiciliu sau în sala de clasă. Stocul de teste rapide existent la acest moment în unitățile școlare brașovene este suficient pentru o testare în această săptămână și două în săptămâna ce urmează, pentru toți elevii și angajații, inclusiv pentru cei din cluburile elevilor și cluburile sportive școlare. Modalitatea de testare și de raportare a rezultatelor pentru elevi și preșcolari, în cazul celor depistați pozitiv, rămâne aceeași ca cea din luna decembrie anului trecut, administrarea acestora putându-se efectua atât acasă cât și la unitatea școlară. Reamintim că în luna decembrie anului trecut, peste 90% din elevi și preșcolari au fost testați acasă de către părinți. Potrivit sursei citate, în acest moment, la nivelul județului Brașov, sunt declarați infectați cu virusul SARS-CoV-2 795 de preșcolari și elevi și 174 din rândul personalului angajat.